Urmează acum să ascultăm uh, întrebările dumneavoastră, așa că frate Godfrey vă invit aici sus. Avem uh, două întrebări. Prima. De ce adventistele de ziua șaptea nu poartă batic pe cap? Vai <laughs> Mai bine să spun așa... Este o întrebare foarte greu. Um, Sora, mulțumesc. Pacea Domnului. Sora, mulțumesc. Pacea Domnului. Este o întrebare grea. Dar amândoi sunt adventist. Una are batic, celălaltă nu are. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. De ce am pus pe ei doi să pot să vină aici în față? Ca să spune în mod general de ce adventist nu poartă batic. Nu este întrebare care are răspuns una. Pentru că unii purtea, uh, uh, port, port, poartă, poartă, și alți nu. Probabil întrebarea ar fi să punem sau să nu punem. Probabil asta ar fi întrebare. Ce vreau să spun este aceasta. cine care purtea batic, nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Amin. Cu alte cuvinte, a, nu pot să spune, ai batic, ai păcatuit. Pentru cei care nu pune batic, știi, asta este un subiect pe care nici nu pot să spune, am ajuns la concluzia finală. Dar ce eu pot să spun este aceasta. În Corint exista și problemele care exista în Corint. Numai pentru noi să avem, cum să zicem, Uh, cum pot să spune background, știi background sau um, informația din spate despre ce se întâmpla în Corint. În Corinth exista problema ai niște templu care a fost acolo. Templul acesta a fost templul lui zeița sexual sau zeița care a fost încânat și metoda de a încâna acolo era așa femeile care a fost cei care mergeau și se închina înaintea zeița aceasta a trebuit să fie una ras. Și metoda de închinare era relația sexuală. Atunci când merge la cartea lui 1 Corinten, capitol 11, acolo Pavel pune încă o dată hierarhia de, cum se zice, de viață. Spune, Um, capul unui bărbat iese cine? Iese Cristos. Și capul lui femeia iese cine? Iese bărbat. Și după aceea iese scris cu privire la relația aceasta între uh, și capul lui Cristos iese Dumnezeu. Cu alte cuvinte, iese pusă această ierarhie. Și acolo iese scris că um, femeia care pot să fara fără acoperiși în joseste pe cine? Pe barbatul ei, adică pe capul ei. Adică capul aceasta, cine este aceasta? Barbatul. Și capul bărbatului este cine? Hristos. Și capul lui Hristos este cine? Este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, relația acolo este relația între soția și soțul ei. De ce? Pentru că în timpul aceasta? Metoda de a Chineva că cineva este casatorit și nu este una dintre desfrinați în această um, um, um uh, templă aceasta, a izeița aceasta, era să fie femeia care era acoperit datorită faptul că acolo era problemă. Nu știu dacă m-ați înțeles. De aia, Pavel, când vorba, spunea, hei, dacă voi nu vreți să acoperiți cap, mai bine să fii cum? ras. De ce a spus mai bine să fii ras? At atunci s-a foarte clar că sunteți împreună cu cu zeița aceasta, cu cei care închină înainte acolo. Cu alte cuvinte, asta este data înțelegere pe care eu am, dacă sunt greșit, încă trebuie să continuă să studiați. M-ați înțeles aceasta? Ok. Înțelegere pe care eu am în aceasta timp este aceasta. Datorită cultura de timpul aceea, care arată respect în fața de barbat în felul acesta, vreau să spunem, astăzi, dacă merge în, um, Africa, numai vreau să dau un exemplu, in, când merge în Africa, când batrin sunt șezut jos așa, nu pot să rămână în picioare așa. Nu. Trebuie să stau jos, mai jos decât batrin. De ce? Să arată ca bătrin sunt mai, mai batrin, Trebuie să fie respectat. Când merge la Anglia, ei spune, dacă tu ești pe scaun, când vine cineva care este să fie respectat, ce trebuie să faci? Ridică în picioare. Cu alte cuvinte, avem două metode de a arăta același, cum se zice, respect. Exemplu, Vreau să pun întrebare. Vreau să fac ceva aici. Mă Mukoma, Makadiko. Wakoman, I want to note it. Dacă voi uitați la mine ce spuneți, ce am făcut? Ok, ce, ce, cine cineva, știu că bunicul bunic cunosc pe mine. Ok, v a spus, a, ai văzut ca Godfrey bate palma. Sau cineva să spun, am văzut pe, pe omul de gul, cum se zice, cum se zice, a, a aplaudat pe celălalt. Dar dacă o să întrebe pe fratele meu care este acolo, să întrebe ce înseamnă asta, deja aceasta arată respect pentru omul care este mai în vârstă. Că noi ne întinim împreună, că noi trebuie să spunem am întâlnit cu bătrâni, noi eu trebuie să spunem, oh, aceasta înseamnă, este un fel de, cum se zice, de a respecta pe omul care este mai bătrân. De ce am fost lucrul la aceasta? Vreau să spun, am găsit aceasta doar în Tea Corinteni, capitol 11. Acolo este unde eu am găsit despre aceasta problema de batucșe sau sau fără particular la cartea din Tia corinteni. Vreau să spune, după ce am pus toată aceasta și background, încă o dată, aici, nu, numai nu înapoi, um, după ce am dat numai această informație care este în spate, vreau să spunem am luat ca și cum nu este porunca direct a lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu este important. De aia am spus, oricine care face, nu este un păcat. Nu știu dacă ați înțeles ceva. Este un lucru, este un subiect pe care pot să spune sigur și eu încă continuu să studiez. Amin? Amin? Domnul să ne ajută. Cea de-a doua întrebare, de ce nu se ține Crăciunul și Paștele? Hai, hai. Nu știu cine este aia care a pus întrebări aia foarte greu pentru omul negru. <laughs> ok, uitați, <laughs> aia, întrebarea este, de ce Adventist nu ține Crăciun și Paștele? Ok, am, uitat să spun, oh, o să spune după. Oh. Ok, vreau să spun așa, dragi mei. În primul rând, Paște adevărat care ai ortodox sau ai maghiară? Nu m-ați înțeles? Ok, maghiara și română au același Paște? Care sunt mai sfânt? Aia de maghiară sau aia de român? Sau aia de africană? Eh? Ok. Vreau să spun, de ce am pus această întrebare? Deja lucrul acesta arată diferența în lucrul acesta, pentru că Dumnezeu nu a zis, noi se pastorim, nu, 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 nu a zis noi se pazim această sabator. De ce sunt sabatori pagâni? Crăciun uh, se poate să merge acolo, se poate să încâna înaintea Tamuzul, pentru că Tamuz este cel care a fost născut în 25 de decembrie. Și de aia când ei, cum se zice, când ei au început să, cum se zice, să se bucură în ziua aceea, știi ce ei facea? Facea așa, uitați, în ziua de Crăciun, asta este metoda pe care ei folosea. ok asta era zice, este, asta ira un kopak verde ok dar asta era kopak un skat kum estenumit butukda ok astan yera arata ka asta este nimrot Când a murit, când a murit a devenit zeu soarelui și după aceea femeia Semiramida, Semiramida a avut, cum se zice, a fost însacinat, după aceea a murit, asta Nimrod, și după aceea, în jurul 25 de decembrie a fost născut Tamuz. Și atunci, aceasta, a copac verde care este din copacul scat era încă o dată zeu soarelui reîncanat. Nu știu dacă ați înțelegeți românește aceasta de la mine. Ok, reincanat. Atunci creciun a fost ziua când oamenii a trebuit să se să sabatorește reînviere sau reîncanare a lui zeu soarelui. Atunci vine alta întrebare. La anumit timp pot să vede că adventist pot să merge la anumit casa și se dat ție cartă. La Crăciun. Dacă a dat cartă la Crăciun, aceasta este se folosește ocazia aceasta ca cineva să poți să înțelege despre Hristos. Anumit oameni sunt mai deschis, se primește această carte, atunci vor să ofere. Uite, poftiți, aceasta este carta. Și persoana se poate să primește. Asta este cu cu, cu Crăciun. Asta pe care noi numem uh, brad, brad, brad sau copac verde, brad, da? Asta este, asta este de braza aceasta. Ok, venim la, la cum se zice, la Paște. Paștele, încă o dată, are conexiune cu zeu lună, care este de la Semiramida, care a fost numit zeița, cum se zice, cerul, regina cerul. O să găsiți același lucru în cata lui Ieremia 44, versetul 16 până la 17. Toată aceasta a fost din religia pagân, religia Babilon. De aia noi nu putem să ținem lucrul acesta. Sigur, de dacă vorbim despre a, 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 Paște, adică zilele de Paște, ca cum a fost înainte. Aceasta a fost șapte sabatori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una a fost um, uh, uh, um, um, ziua, um, no, când Domnul Iisus Hristos a murit, no, um, uitați-mă, nu no vine în minte, ok, Passover, Paște, okay. Asta a fost um, Sabator de Paște Dar sabator de Paște era În data de, de 14 Data de 14 În luna Nisan Sau luna care a fost numit Abib Și după aceea Venea sabator a Sau azime, zime, a zimilor Uh, unde era pâine nedospită. Asta a fost în de 15 luna Abib sau prima luna a lui um, Evrească, Și după aceea venea sabatorul primele roade. Primele roade. Roade. Aceasta a fost în data de 16 din aceeași lună. Și după aceea a să trece aproape 50 de zile și venea a, 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 a patra, a fost ziua cinci zecime, cinci care a fost în sfârșit numit Pentecost, sau zis ziua cinci um, zecime. Ok. Și după aceea a trebuit să vine sabatorul trumpiților. Ok. Și după sabatorul trumpiților venea alta care a fost numit ziua is Ispașire. Care a avut loc? Asta a fost în data de 1, luna a 10 -a. Asta este um, um, data de 1. Nu, nu octombrie. Octombrie este cum se zice Cum noi numim lucrul acesta. Ok. Aici Ispașire a fost în data de a 10 în luna... scuze. Luna a 7. Luna a 7. Eu știu că în când voi vorbi despre aceasta, vorbiți despre... Julian sau um, calendar gregoriană. Nu vorbim despre asta. Asta este în calendare evrească. Ultima a fost sabatoare cortul lor. Nu știu. Voi știți mai bine. Ok. Uitați. Asta a fost șapte sabatoare biblici care a fost acolo. Dar toate aceasta arată către Domnul Isus Hristos. Găsim toate aceasta în catalulie Leviticul, Levitico, Levitico capitol 20 și, și 3. Și atunci astăzi noi nu mai ținem astăzi. De ce? Pentru că Hristos a murit exact în ziua pastelului. Exact la timp când Domnul Isus Hristos a murit, era timp de jelfat de după masă. A zimilor, Hristos a fost în ziua sabatului, a fost acolo, în mormânt. Nu am viat. A, primele roade, este scris în Cataluntia, Corinten capitol 15, versetul 23, a, unde este scris că Hristos a viat ca primele roade, purga celor care au dormit. Ok, haideți mai departe, după aceea, ziua 50 de Pentecost a trebuit să vină după 50 de zile, 40 de zile, după învierea lui Hristos, uh, Hristos a plecat în cer după 40 de zile. După aceea a rămas, cum se zice, 10 zile, ei au rămas și a așteptat în 10 zile, unde? La Ierusalim. Este clar? Ok, și după aceea, după 10 zile, 40 plus 10 a devenit 50. Cin și, și în, uh, exact când a ajuns 50, a ajuns ziua de Pentecost și ci ziua cinzecime a coborât Duhul Sfânt din cer. Voi știți de lucrul aceasta. Toate lucrurile aceasta, arata, cum se zice, uh, uh, viața lui Domnul Iisus Hristos, venirea lui, moartea lui și planul mântuire. Vreau să spunem, uh, trumbiților a fost doar, se sună trumbiții, se anunță că vine ziua ispășire, ziua judecată. Și ziua judecată am explicat în Daniel capitol 8, 14, cu 9, cu 23, 24, care a început în um, uh, 1844. Ok. Și după aceea, sabator corpurilor, asta este una singură care a rămas. Unde, Apocalipsa 21, versetul 3, unde este scris, Iată corpului lui Dumnezeu este cu oameni. El va fi poporul lor și ei vor fi poporul lui. Amin.

atunci se întâmplă lucrul acesta. Dar nu pot să fi, cum se zice, Stampilat, să spune. acum biserici trebuie să facă lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu nu ne-a încredințat să face lucrul acesta. Cred că am luat timp mai lung. E? Ok. Mulțumim frumos. Mulțumim. Și să ascultăm cuvântul. Mulțumim. Amin. Dragi mei, putem să cântăm? Putem? Amin. Hai să cântăm împreună. În acest moment. Um, Sora, vrem să cântăm, avem cântarea noastră pe care noi am cântat acum. Fratele meu nu a venit astăzi. Ok, 5, 3, 2. Ok, foarte bine. Hai să cântăm împreună cântarea aceasta. Vă rog, vreau să audem, vreau să audem vocele ca, la, ca, ca din Africa. A? Să nu bateți pe mine. Hai să cântăm împreună. Aha. Astăzi vorbim împreună cu privire la Biserica Ramașit. Amin? O să descoperă că când Dumnezeu vorbește despre lucrul acesta, seamnă există biserica pe care Dumnezeu poate să spune, este biserica mea. Vreau să spun, dragii mei, biserica lui Dumnezeu este pastrat de Dumnezeu în timpul strimturare. Dumnezeu are biserica aceasta în inima lui. De ce? Pentru că el a venit să salveze această biserică. Amin, dragii mei. Când vorbesc cu voi, vreau voi să vă înțelegeți lucrul acesta foarte clar. Dumnezeu este interesat de biserică. Dar biserica nu este cladire. Biserica nu este nume. Nume nu sfințeste biserica. Cladire nu sfințeste biserica. Dar popor care sunt înăuntru, sunt aia care sfințește ce înseamnă biserica. De ce? Pentru că oamenii aceasta, ei nu au sfințenia lor. Trebuie să primește sfințenia de la cine? Spuneți mie. La Domnul Isus Hristos. Și vreau să spun, dragii mei, și tu, și eu putem să fim în biserica lui Dumnezeu. Amin, dragi mei. Nimeni nu este, cum se zice, nimeni nu este, a, a, a fost. A, 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 a Dumnezeu nu a predestinat pe nimeni ca să fie pierdut. Repet. Nimeni nu este predestinat ca să fie pierdut Dar în fiecare persoană este predestinat ca să fie salvat Amin dragi mei De aia Hristos când a murit În cartea lui Evrei, fratele meu Evrei, capitol 2, versetul 9 Când Cristos a murit, în mintea lui El a avut pe tine și pe mine În mintea lui Uitați cum este scris A dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât Îngerii, da. adică pe Isus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste da. din pricina morții pe care a suferit-o. Da. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu, uh -huh. el să guste moartea pentru toți. Mulțumesc! Prin harul lui Dumnezeu să pot să guste moartea pentru toți! Seamnă dacă Hristos a gustat moartea pentru toți, a gustat moartea și pentru tine? Sigur că da. Dar întrebarea este, toți oamenii vor fi muntuit? Nu. Dar de ce nu toți oamenii vor fi mântuiti? Pentru că nu toți o să acceptă această ofertă pe care Hristos a făcut pentru tine și pentru mine. Vreau noi să înțelegem, dragi mei, Dragostea lui Dumnezeu, în Cata lui 2 Corinteni, 2 Corinteni, capitol 5, versetul 14. Spune așa. Doi Corinteni, capitol 5, versetul 14. Aha, hai să citim. Căci dragostea lui Hristos ne, ne strânge. Mm. Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, atunci. Toți, deci, au murit. Amin, dragi mei, Amin. Știți ce înseamnă aceasta? Seamnă prețul a. Viața tău sau plata pentru păcatele tale sunt deja platit. Amin cineva. Amin. Dacă sunt deja platit, înseamnă tu poți să mergi liber, fără nici să moară. Tu poți să fii salvat dacă vrei. Dorința lui Dumnezeu este aceasta. Tu și eu să putem să spunem, Doamne, și eu vreau să fiu mântuit. El spune, iese gata, veniți la mine, oricine care se întrudit și împovorat și eu vă va da ce e, o digna. Amin, dragi mei. Așa spune Dumnezeu. Și când el spune lucrurile acesta, când el spune, veniți la mine, oare toți o să vină la el? Nu. Unii o să continuă să vorbesc una cu celălalt, alții cu guma de mestecate, alții să face orice alta lucru în biserică, în prezența lui Dumnezeu, fără nicio problemă. Când Hristos încă caută pe oameni care va fi mântuit, alți caută moda, pentru alți oameni se vede pe ei. Nu știu dacă m-ați înțeles aceasta. Două lucruri diferite. Dumnezeu caută candidați ai cerului, alți caută pe ei în sus. Și Dumnezeu uită la oameni se spune, wow, oare oamenii aceasta știe ce așteaptă pe ei în ceru? Ascultați-mă, dragi tata care este bogat. Am citit undeva în Biblia, unde este scris că voi ați limitat Sfântul lui Israel. Mai bine să explice. Tata care spune la copil, uite copilă, dacă tu vei fi cu minte, eu o să cumpăr pentru tine Lamborghini, am dat numai un exemplu, da? O să cumpăr pentru tine aia mașina scumpă, dacă vei fi cu minte. Și copilul nu iese cu minte. Tata o să cumpără, spuneți mie, da sau nu? Nu! Și întrebarea este de ce? Pentru că nu are bani? Ba da, are bani. Dar cine a limitat pe el? Cine? Fiul! Același copil care a trebuit să primește darul, a limitat pe tata. Ascultați cum arată întâia dragii mei Cine limitează pe Dumnezeu Ca să nu împlinește lucrurile pe care el a promit Noi Și Dumnezeu caută ca pe tine și pe mine Să fim mântuiti De aia el spune așa Uitați dragii mei Biserica lui Dumnezeu Hai să-i citim în cartea lui, lui uh, 1 Timotei capitol 2 Întia Timotei capitol 2 versetul 19 Ce este scris? Întia Timotei capitol 2 versetul 19 Uh, Doi Timotei, scuze, 2 Timotei, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. Uitați cum este scris aici. Mm -hmm. totuși, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită nezguduit. având pe cete aceasta. Care? Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui mm. și oricine rostește numele Domnului să se îndepărtese de fără de legi. Biserica, amin? Întrebarea este, Domnul știe, spuneți mie, da sau nu? Dar care este partea noastră? Oricine care numește numele Lui Dumnezeu se departeze de la fara de lege Cu alte cuvinte, oricine care cunoaște pe Dumnezeu se lasă păcatele. Amin cineva? Amin? Asta este dorința Lui Dumnezeu. Păcatul nu poate să intre în cerul. Dumnezeu cerea astăzi, tu și eu, să putem să fim unit. Atunci, biserica lui Dumnezeu, cum este? În Timotei, capitol 3, în Timotei, capitol 3, versetul 16, cum versetul 15, cum este scris? A? În Timotei, capitol 3, versetul 15, a? Dar, dacă voi zăbovi, hmm. să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, Aha. care este biserica Dumnezeului celui viu, Mulțumesc. stâlpul și temelia adevărului. Mulțumesc! Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie stâlpul și temelia aia adevărul. Biserica, dragi mei, ascultați, biserica nu este locul de danț, nu! Biserica nu este locul unde noi putem să facem galagia, nu! Biserica este locul unde trebuie să știm că am ajuns la stil și si temelia aia adevărul. Cu alte cuvinte, este locul unde carta asta trebuie să fie predicat, chiar dacă poporul ascultă sau nu ascultă. Nu predicator care are ultimul cuvânt. Cuvântul lui are ultimul cuvânt. Amin, dragi mei, amin? Asta să nu uitați niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața de unui creștin. Și de aia Dumnezeu spune, biserica lui este stilp și temelia aia adevărul. Uitați, dragi mei, pentru noi să înțelegem biserica rămașița, vă rog, este un subiect foarte delicat. Și subiectul aceasta o să lasă pe voi să aveți tema de acasă la sfârșitul de toate. Amin? Dar ce eu fac acum este să merg împreună cu voi, pas cu pas, să arătați voi voi, cum Dumnezeu identifica el cu biserica lui. Ascultați-mă, dragi mei. Haideți împreună în cartea lui, uh, Fapte Apostol, capitol 7. Fapte Apostol, capitol 7, versetul 38. Haideți împreună să vedem de unde vine biserica aceasta. Aha. El este acela care, în adunarea israeliților din pustiu, cu ungerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvintele, cuvinte vii care să ne pe care să ni le dea nouă. Mulțumesc! Vreau noi să înțelegem. Adunare ale Israel. Biserica israeliți în pustiu. Cu alte cuvinte, biserica, biserica nu începe doar în Nou Testament. A fost și în Vechiul Testament. Cine a înțeles pe mine? Alo? Mulțumim! Biserica a fost și în Vechiul Testament, nu numai în Nou Testament. În Vechiul Testament, Dumnezeu a condus poporul lui Israel și poporul lui Israel a fost încredințat o lucrare de făcut. Uitați, dragi mei, fratele meu, arată uh, mie, te rog, puțin aici. Uitați, dragi mei, poporul lui Israel, când Dumnezeu a făcut legământul cu ei, ascultați-mă, legământul pe care Dumnezeu a făcut cu poporul lui Israel a fost legământul nu numai cu ei, dar legământul și cu noi. Amin, dragi mei. Unii pot să spună, dar cum putem să știm de lucrul acesta? O să citesc verset ia, imediat. Vreau noi să înțelegem. Când Dumnezeu a făcut legământul, a făcut legământul cu israeliți, dar același legământul a făcut cu noi. De aia, vecul legământul și nou legământul, nu există nicio schimbare. În afară de faptul că vecul, gamuntu. legământul a fost pe tabla de piatră și nou legământul este pe tabla ai... Inimă. Evrei, capitol 8 cu 16. Vreau noi să înțelegem, dragi mei, uitați, Dumnezeu a dat aceasta, cum se zici, asta a fost planul mântuire. Fratele meu, mai puțin aici. Uitați, aici a fost planul mântuire. Urmăriți-mă acum atenție. Omul care a avut... Pacat a trebuit să vină cu această miel, a venit aici la, la, la altar, de la altar, a, preot cu singele, această victima sau a, miel, a trebuit să intre în locul sfântă și în locul sfântă aici se stropește aici pe perdea de câte ori. Am spus aceasta de șapte ore. Și după aceea, o pe an, în ziua judecată, ziua ispășire, marele preot trecea de la locus sfânt, mergea în locul sfânt al sfintelor. Acolo, în fața chivotul, în fața kivotul, acolo a stropit de șapte ore singe, ca să spune, Doamne, acum iertați pentru toate păcatele ai poporului Israel. Amin, dragi mei. Aceasta a fost numită ziua de curăție ai templului Care a fost o odată pe pe an Atunci după aceea, marele preot ieșa de acolo cu, După aceea a pus singe aici De aia Pavel spune, fara de vărsare de singe Nu există ce -i iertare, amin? Atunci când a ieșit de acolo A ajuns la curtea aici În curtea a pus pe sap azazel care a fost luat și a fost aruncat în pustiu. Repet, a pus toate păcatele maturizit, care a fost transferat tot anul pe perdea, acum a pus asupra lui ca și acum a venit înapoi și a pus asupra țapul Azazel. Nu știu dacă m-ați înțeles. m aceasta? Amin? Ok, și atunci țapul Azazel a fost aruncat în pustiu. Acolo a rămas pentru cât timp? Întotdeauna a murit acolo în pustiu. Interpretare. Ascultați-mă, dragi. Interpretare. Hristos astăzi este în locul Sfânt Am ajuns la Maria Zia Ispașire. Amin, dragi me. Am ajuns la ziua judecată. Dumne, Domnul Isus Hristos este interesat doar de păcatele maturisit. Amin cineva? Amin? Păcatele maturisit. Dacă păcatele nu sunt maturisit, atunci Hristos nu este mijlocitor al tău. Nu știu dacă m-ați înțeles, dragi mei. Hristos este doar mișlocitor al tău Doar dacă tu ai maturisit pacatele și ai parasit Pentru că dacă nu sunt maturisit și nu sunt parasit Seamnă încă tu iubeste pacatele Dacă tu iubeste pacatele Atunci cum poate Hristos să stă acolo să spună Tată, am murit pentru omul acesta Că în mâinile tale și viața ta Încă sunt plini de păcat. De aia este scris în Catalin Petro Tia capitol 4 cu 17 A venit ceasul Când judecata trebuie să începe Cu casa lui Dumnezeu De ce cu casa lui Dumnezeu? Pentru că ei maturiseste numele lui Hristos Ei au maturisit pacatele Au și parasit pacatele Atunci datorită aceasta Hristos Pot să ridică mâinile Înaintea lui tata și să spune Tata, singele meu, tata, singele meu Sângele meu, sângele meu Atunci noi suntem iertati, amin dragi mei Vreau noi să înțelegem, unii cred că să fii creștin să ceva. O, oh, ia, sunt creștin, eu am fost botezat, pot să fac ce? La discotecă, haideți la club, nu nicio problemă. Eu sunt pocait, dar la club merg. Nu ești pocait. Nu m-ați înțeles, nu ești pocait. Pentru că când tu ești pocait, ai lăsat toate lucrurile rele. Amin, dragi mei. Vorbim despre biserica lui Hristos. Uitați, dragi mei, când Hristos o să iese de acolo, o să lua toate păcatele maturisite de la Adam până la ultima persoană. Amin, dragi mei. Și si păcatele aceasta va fi aruncat ju asupra satana, cel care a pornit păcatele. Amin, dragi mei. De aia satana nu vrea ca pe tine să se, se pocăiască. Pentru că el știe că dacă tu te atunci păcatele tale va fi asupra lui. Nu știu dacă m-ați înțeles, m-ați prins, dragi mei. Atunci el spune, rămâne tu, rămâne! Pentru că satana știe foarte bine, plata păcat e să moartă. Și de aia, Hristos, cum să zic, e ca și cum, el luptă, se luptă pentru poporul lui să fie mântuit. Și satana pe alta parte, el luptă pentru poporul lui Dumnezeu să fie pierdut. Două putere, care luptă pentru viața ta. Uitați, dragi mei, Apocalipsa 12, avem ceva foarte interesant, haideți în Apocalipsa capitolul 12, urmăriți-mă acum la atenție, Apocalipsa 12, Apocalipsa capitolul 12, cum este scris? Aha, versetul 1, aici, uitați, dragi mei, haideți împreună, uh -huh. în cer s-a arătat un semn mare, hmm. o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Mulțumesc, o femeie, te rog, arată mie numai PowerPoint-ul acesta. O femeie, valuit cu soare, cu ku cunună care a avut 12 stelele. că am, am, am adus, ok. Ok, 12 stelele pe cap. Femeia ce înseamnă femeia în Biblia? Biserica. Vreau, nu știu dacă ai Biblia fidelă, în cartea lui Ieremia, capitol 6, versetul, um, 2. Ieremia 6, versetul 2. Ascultați cu mare atenție. Femeia aceasta este învaluit cu ce? Cu soare. Cu alta cuvinte, este îmbrăcat cu ce? Cu soare. Dar sub picioarele ce este acolo, spuneți mie? Luna. Și ce este pe cap? 12 ce? Stelele. Haideți împreună. A, Citiți fratele meu. Am asemănat pe fiica Sionului cu o femeie frumoasă și delicată. Biserica, amin? Fiica Sionului, am asemănat aceasta cu o femeie care este cum e? Frumoasă și delicată. Hm. Și vreau noi să înțelegem, dragii mei, această fiica Sion, haideți în cata lui Ieremie, capitolul 62, Ieremia 62, versetul 2, nu, nu, uh, Ieremia, capitol 62, da. Nu, Ieremia. Scuze. Isaia 62, versetul 4 și versetul 5. Cum este scris? Isaia 62, Isaia 62, versetul 4 și versetul 5. Cum este scris? Uh? Nu te vor mai numi părăsită. <laughs> și nu ți vor mai numi pământul un pustiu. Mulțumesc. Ci te vor numi plăcerea mea este în ea. Da. Și țara o vor numi Beula. Beula, aha. Măritată. Maritat. Căci uh -huh. domnul își pune plăcerea în tine și aha. țara ta se va mărita iarăși. Haideți mai debatem. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa si. se vor uni fiii tăi cu, cu tine. Aha. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Biserica, amin. Încă o dată, ce noi trebuie să înțelegem în aceasta? Biserica este numit mirasa a lui Hristos. Amin, dragi mei. Aceasta arată că Christ, cum Hristos iubește biserica, așa trebuie să fie cum bărbați iubește pe, soțo, pe, pe, pe soțiile lor. Uitați, dragi mei, haideți înapoi. Înapoi la powerpoint -ul. Vreau noi să înțelegem ceva. Femeia aceasta are 12 cee Stelele. 12 stelele, pentru că asta este femeia. Dacă o să merge la alt tip de învățătura, spune, femeia aceasta este Maria, dar o să descopere că nu este Maria deloc. De ce? Pentru că femeia aceasta o se trebuia să trebuie să trăiască 1260. Sigur, Maria nu a trăit 1260 de ani, sigur. Uitați, dragi mei, E să scris că femeia aceasta a fost însăcinată, dar a avut 12 uh, stele. Stele aceasta, pentru noi să înțelegem, haideți în cartea lui, um, stele arata 12 patriarh, amin, 12 patriarh și 12 patriarh în Vecu Testament, pot să spun așa, era um, aceasta fiul lui Iacov. Puteți să spuneți despre Iuda, puteți să vorbiți despre Isaac, Zebulon, puteți să spuneți despre Benjamin, puteți să spuneți despre Manasa, despre... Uh, uh, toți aceasta. Era 12 patriarh. Și după aceea, în Noul Testament, biserica a avut încă o dată 12 ucenici, 12 apostoli al lui Domnul Isus Hristos. Sunteți de acord cu mine? Amin? Cu alte cuvinte, biserica aceasta, este același biserică care a fost condus în Vechiul Testament, acum găsim în Noul Testament. Amin, dragi mei. Haideți la versetul 2. Cum este scris? 12 Apocalipsă. Acolo va fi baza noastră astăzi. Mergem împreună la, la, la Apocalipsa capitolul 12. Ea era însărcinată și țipa în durerile nașterii hm, și avea un mare chin ca să nască. Atunci, Biserica a căutat unde este mântuitor, unde este mântuitor și Satana a căutat și el, unde este mântuitor, unde este mântuitor. Dar diferența este, Biserica, Satana, el a studiat foarte bine profețiile. Oh, apropo, ai știut că Satana nu știe viitorul tău? Numai Dumnezeu este ce este numit a tot știutor. Amin, dragi mei. Atunci ce face Satana? Satana și el studiază Biblia, studiază profeția. El știe de a că studiază profeția pentru că el a fost în cerul și el știe că Dumnezeu nu minte. Atunci studiază el profeția, se vede ce este scris despre această subiect. A studiat despre prima venire a Domnului Isus Hristos. Și a zis, ok, bine, acum eu știu unde va fi născut, când va fi născut, a toată. Și a zis, ce să fac acum? Dumnezeu a anunțat acolo. Uitați, o fecioară va fi însacinat, fecioara aceasta va da naștere la un fiu. Și a știut că Maria este aceasta care a fost leg, chemat de Dumnezeu. Unde a fost pastrat Maria? La Iudea, Alo, a fost pastrat, adică când a fost sacinat, a fost pastrat la Iudea sau a fost pastrat în Nazaretă. Nu știu dacă m-ați înțeles ce vreau să spune. Vreau să spune, a stat acolo în Nazaretă, acolo a rămas acolo, până aproape se nască. Și Dumnezeu zice, nu, acum este timp, haideți. Și a ridicat, a aplicat, a ajuns direct la loc. Și Hristos a fost născut exact la timp. Amin, dragi mei. Ok, haideți împreună. Femeia aceasta a fost însăcinată, gata să da naștere. Dar să nu uitați, dragi mei, este scris că a, această a, a, a scenă a fost vazut în cerul. Cum adică biserica să fie în cerul? Pentru că, ascultați cu mare atenție, noi suntem legat de cerul. Amin? Hai să citim în cata lui Efesen, capitol 3 cu 14. FSN, Efesen, Capitol 3, Versetul 14. Vă rog, urmăriți-l cu mare atenție pentru că o să dea câteva detalii. Numai pentru noi să înțelegem cum este biserica Rămașița. Marțița. A, haideți! Iată de ce zic Îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru, Isus Hristos. Da? Din care își trage numele orice familie în Ca... ceruri și... și pe pământ. Biserica Amin? Care trage orice familie în ceruri și pe pământ. Nu numai aceasta, este îmbrăcat în soare. Soare reprezentat pe Domnul Isus Hristos în această context. Dar trebuie să înțelegem, în cata lui Roman, capitolul 13, versetul 14, Biblia spune așa, Roman, Roman, capitolul 13, versetul 14, pe cine trebuie noi să fim, pe cine trebuie să fim îmbrăcat? Haideți! ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos mm. și nu purtați grijă de fierea pământească. Mulțumesc! Biserica aceasta este îmbrăcat cu Domnul Isus Hristos. Amin, dragii mei! Aici, ce este acolo luna? Luna trage, cum se zice, lumina de, la, de unde? De unde? De la soare. Hristos a venit în Noul Testament. Dar Vecul Testament reflecta pe Hristos înainte Hristos să fie născut. Amin, dragii mei! Cum putem să știm despre lucrul acesta? În cartea lui Evrei, capitol 11, cu 26, este scris despre Moise. Hai să mergem împreună. Aha. El socotea o lui Hristos Moise. ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Mulțumesc! Unde era ochii lui? Spre răsplătire. Dar ceva interesant este aceasta. El a socotit o cara lui Hristos ca o comara mai important decât bogăția Egipt. Cum a Moise? A văzut pe Hristos? Nu, dar prin credință a văzut pe Hristos. Amin, dragi mei. Nu numai aceasta, simbolurile pe care noi am învățat aici. Preot reprezenta pe Hristos. Amin, dragi Amin, dragi mei. Nu numai aceasta, mielul care a fost aici reprezenta pe Hristos, amin dragi mei. Nu numai aceasta, aici Ligeana unde era apa reprezenta botezul lui Domnul Iisus Hristos, amin. Nu numai aceasta, aici masa cu pâine reprezenta pe Domnul Iisus Hristos care spune Eu sunt pâinea vieții, amin dragi mei, în Cata lui Ioan Capitolul 6, 48, 50, 51. Și nu numai aceasta, aici care este seșni cu șapte brațe, care arată lumina, arată Uh, fratele meu, scuze, pot să arată aici. Ok, aici arată foarte clar cine este sfeșnicul. Aceasta este Domnul Isus Hristos. Pentru că în Ioan capitol 8 cu 12, Hristos spune, Eu sunt lumina lumii. Amin, dragi mei. Nu numai aceasta. Avem aici, unde este altar de temuie. Altar de temuie. Arata meritele Domnului Isus Hristos împreună cu rugăciunea Sfinților. Amin, dragi mei. După aceea, mergem la cele zece porunci care a fost găsit aici în Chivotul. Acolo arata foarte clar ca Hristos, când El vine în inimile noastre, ce el a spus în cartea Psalm, capitol 40, versetul 8? El spune, eu vreau să facă bufăia ta, Doamne, Dumnezeule. Și legea ta este unde? Fundul inimile mele. Amin, dragme. mei. De aia moment când tu ai luat pe Hristos în tine, ai luat și legea lui în tine. Amin, dragme. mei. De aia merită să aibă pe Hristos. Dragme, mei, haideți acasă. Amin? Haideți în cer. Dorința lui Dumnezeu este mântirea noastră. Simplu. Uitați, dragi mei. Ok, haideți înapoi. Ce s-a întâmplat după aceea? O, o să sară anumit lucru. Eu vede că timpul meu aici sare foarte repede. Nu știu ce să fac cu ceasul în România. Ok, haideți împreună. Ce iese scris? Apocalipsa, capitol 12. Da. Versetul 3. În cer s-a mai arătat un alt semn. Alt semn! Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu șapte hmm. capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete. Ok, balaur roșu, aceasta, pentru că nu avem suficient timp, balaur roșu, aceasta arată în mod, cum să zicem, în uh, 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 um, Apocalipsă, capitolul 12, versetul 9. Este scris, balaurul cel mare șarpe cel vechi, numit diavol și satana, acela care înșală întreaga lumea, a fost aruncat pe pământ. Împreună cu el a fost aruncat și îngerul lui. Amin? Ok, dacă asta este foarte clar, asta, asta este, cum se zice, balaur egal satana. Dar satana nu vine acolo cu coarele, să spun, am venit eu satana să păcălești pe voi. Satana nu este așa de prost, nu. Vine foarte frumos. Dar tot o travă este. Când satana vine la tine, niciodată să nu credeți că o să vină hmm, aia care este negru, aia cu coarna, aia cu, cu, coada, care este mai lungă, aia cu, cu, limba, care are foculița acolo, undeva acolo și se spune acum asta este satana. Satana este cea mai frumos ființă care a fost creată de Dumnezeu. Amin, dragi mei, amin. Dar asta este doar un simbol care arată care este satana. Dar satana a folosit în timpul nașterii Domnului Isus Hristos, a folosit romă păgân. Roma pagan. De ce? Pentru că în momentul când Hristos a fost născut, haideți la Apocalipsa 12, versetul 4, haideți împreună, încă urmărim biserica, amin? Biserica, amin? Am pierdut pe voi, amin? Ok, vreau să fii sigur că sunt împreună cu voi. Haideți împreună! Aha. Cu coada trăgea A, după nu. el. Scuze, cred nu am terminat versetul 3. Haideți înapoi versetul 3. Pentru că este ceva pe care nu am înțeles. Haideți! În cer s-a mai arătat un alt semn. Mm -hmm. Iată, s-a văzut un mare balau roșu cu șapte capete, da. zece coarne și șapte cu împărătești pe capete. Da? Cu coada. Da. trăgea după el a treia parte din stelele cerului și da. le arunca pe pământ. Mulțumesc! Stop! Aici, satana, acum când, când Ioan arată-ne asta, arată-ne de unde de fapt a pornit lupta. Lupta nu a, a pornit doar aici pe pământ, dar de unde a început lupta, spuneți mie? În cerul! O să descopere că în Apocalipsa, capitolul 12, acum sunt la versetul 4, de la versetul 7 până la versetul 12, această a Ioan din insula Patmos începe să arată-ne nouă lupte care a fost în cerul și si este scris cu coada, a tras o treime din stele din cerul. Nu am timp să arată voua. a Atras A atras o, o trăime din stele din cerul Dacă citiți în cata lui Iov Capitolul 38, versetul 7 Cum este scris? Iov 38, versetul 7 Urmăriți-mă acum atenție. atenția Haideți Aha. Atunci când stelele dimineții Îi în încântări de bucurie mm. Și când toți fiii lui Dumnezeu Scotau strigăte de veselie Aha Întrebarea lui Dumnezeu Asta a fost întrebarea lui Dumnezeu Iov, unde ai fost? Înainte să întocmești această lume, înainte, în in timpul când stelele de dimineață începea să cântă, cântarele, unde ai fost? Aceasta vorbea despre cine? Inger. Care cânta. Amin, dragi mei, amin? Care cânta. Ingera aceasta cânta. Haideți în Apocalipsa, capitol 1, versetul 20. Apocalipsa, capitol 1, versetul 20. Cum e să scris? a Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și acelor șapte sfeșnice de aur. Aha! Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. Mulțumesc! Și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Biserica, amin? Cu alte au fi de încă o dată. Ce noi trebuie să înțelegem este aceasta. O trăime din îngeri a cazut din cerul. Dacă mergeți în catalui lui 2 Petru, 2 Petru, capitol 2, versetul 4. Există îngeri cazut? Spuneți mi dragi mei. Există îngeri cazut? Da sau nu? Mulțumesc! Ok. Ce este scris? 2 Petru, 2 cu 4. Căci, dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, da. ci i-a aruncat în adânc, unde sunt înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și Aha. păstrați pentru judecată. Păstrați pentru ce, spuneți mie? Întrebare, îngeri cei rei vor fi judecat, da sau nu? Sigur că da. Dacă îngeri vor fi judecat, noi? Mulțumesc. Haideți mai departe. Dacă lucrurile stau așa, atunci cu treime, adică cu coada, atras o treime din cer. Întrebarea este ce înseamnă această coada. Haideți în cata lui uh, Isaia, capitol 9. Isaia, capitol 9, versetul 15. Isaia, 9, 15. Ce a folosit Satana? Se trage o treime. Haideți. Mm -hmm. Bătrânul și dregătorul sunt capul și? și prorocul care învață pe oameni minciuni este, este coada. Este coada. Întrebarea este ce a folosit satana să pot să trage o trăime din cerul? Spuneți-mi Ce a folosit satana asta să se castigă pe tine? Pot să folosesc aceasta și la biserici, Spuneți-mi da sau nu. Sigur că da. Până acolo unde tu vei fi supărat dacă adevărul este pus în fața ta și tu ești împotriva asta. Ce tu nu știi este satana, te păcalește. Uitați, dragii mei, haideți înapoi, versetul 5, cum este scris? Am terminat versetul 4, Apocalipsa capitol 12, versetul 5. Aha. Ea a născut un fiu, Aha. un copil de parte bărbătească. Hmm. El are să cărmuiască toate neamurile cu un cu... toiac de fier. Mulțumesc! Și copil? Copilul a fost răpit la Dumnezeu și, și... la scaunul lui de domnie. Ok, ascultați cum arătați-vă Ce s-a aici? Dacă putem să vedem acolo, e scris: A dat naștere la cine? Spuneți-mi, haideți, la cine? La un copil. Haideți în cata lui Isaia. Isaia. Cine este această copil? Isaia, capitol 9, versetul 6. Cine este această copil? A dat naștere la un copil. Cine este această copil? A? Căci un copil ni s-a născut, da. un fiu ni s-a dat, da. și domnia va fi pe umărul lui. Da. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al păcii. Cine este aceasta, spuneți-mi, dragi mei? Domnul Isus Hristos, când Hristos a fost nascut, balaura a fost gata, acolo Să cum se zice, semaninca pe copil. Este să clară, dragi mei. Haideți, Matei capitol 2 cu 16. Matei, Matei, capitol 2, versetul 16. Aici să vedem dacă Satan a fost gata, semaninca pe copil în momentul când a fost nascut. Cum este scris? Aha. Atunci Irod, hmm. când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare -a și apun? a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betlem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase în tocmai de la magi. întrebare este cine a împins pe Irod să face lucrul acesta? Spuneți-mi, cine? Balaur! Satan! A vrut să omoră pe cine? Dar este scris că aceasta fiul a fost rapid la scăld de Domnia lui Dumnezeu. Unde? În cer. Amin, dragi mei. Cine este aceasta? FSN capitol 2. FSN capitol 2, versetul 20 până la versetul 22. Hai să vedem cine este aceasta care a fost luat direct acolo sus. Cum este scris? Aha. Fiind zidis pe temelia apostolilor și, și prorocilor, da. piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos, Mulțumesc. în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul Mulțumesc. și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Mulțumesc! Haideți! Cu alte cuvinte, ce noi trebuie să înțelegem este aceasta. Cristos este cel care lege Vecul Testament și Noul Testament. Dar cine este aceasta care a fost rapid la cer? Domnul Isus Cristos. Citiți încă o dată în lui, în fapte apostol. Fapte, fapte, apostol, capitol 1, versetul, um, versetul 11. Cum este scris? Fapte apostol, Capitol 1, versetul 11, vreau să știu dacă încă sunteți împreună cu mine, amin? Nu am rămas singur, amin? amin. Ok, cum este scris, haideți împreună, da? Și au zis, uh -huh. bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Aha. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Biserica, amin? amin. Hristos a fost născut, a fost înălțat unde? La cer. Unde la cer? Haideți în Apocalipsa capitolul 3. Apocalipsa capitolul 3, versetul 21. Unde la ceru a fost înalțat Hristos? Urmăriți-mă cum arată atenție. Aha. Celui ce va birui, va? îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, Aha. după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Biserica, amin? Aceasta înseamnă cel care a fost înalțat la scaun de domnie în ceru, este cine, dragii mei? Domnul Iisus Christos. Cine a înțeles pe mine până acum? Ce face satana după aceea? Apocalipsa 12, versetul 6. Să nu uitați, încă urmărim, cum se zice, această paș ai biserică. Amin, dragi mei, amin? Cu altă cuvinte, deja acum am ajuns la anul 31, Christos a ridicat, aplicat în cer. Și ce a rămas biserica. Cu ce s-a întâmplat cu biserica? Apocalipsa 12, versetul 6. Aha, și femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, da? ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Ei, femeia aceasta, Balaur, a lăsat pe femeia în pace, spuneți mie, da sau nu? Dar care a fost ținta lui Balaur? A vrut să mănâncă pe cine? Pe Isus. A reușit să mănâncă pe Isus? Nu! Și că nu a reușit, a lăsat pe femeia în pace? Nu! Atunci a început să spune, mai bine să merg acum după biserică. Atunci în această timp biserica hu, a fugit. Unde? În pustiu. În loc unde putea să fie hrănită acolo. Cine hrănește pe femeia aceasta în pustiu? Cine? Același. Domnul Isus Hristos. Amin, dragi și mâncare de biserică este cuvânt. Dar ei sunt din pustia acolo 1260 de zile. Ascultați-mă, dragi mei, 1260 de zile. Ceva interesant este aceasta. În cartea lui Ezechiel, capitol 4, versetul 6, Biblia spune o zi pentru un an. Aceasta se iamă 1260 de ani. Perioada pe care biserica a intrat în pustiu. Alo? Am intrat încă o dată la aceeași profeție. Nu știu dacă ați văzut că parcă noi învurtăm încă o dată în același, în aceleași, a, a, putere. De ce? Pentru că Dumnezeu a știut că puterea aceasta o să da mare problema la oameni la, la, la ultimele zile. Ca nimeni să nu spune asta nu este adevărat. Uitați cum este scris. Uh, te rog, arată mie um, asta, PowerPoint-ul, puțin. Uitați, dragi mei, vreau numai să arată ceva aici. Uitați la... Asta este femeia. Ok. Ok. Asta este Balaurul, care a vrut să mănâncă pe copil și noi înțelegem că femeia aceasta uh, a fost îmbrăcat cu soare, cu luna, sub picioare. Vecul testament cu toate simbolele care arată către Hristos. Amin, dragii mei. Și biserica aceasta era învaluită în prezența lui Domnul Isus Hristos. Vreau să spune, aici este scris de Biserica romano catolic Biserica a persecutat numai un ignorant în ceea ce privește istoria bisericii. Poate să nege aceasta. Ei spune, noi am persecutat pe Sfinț. Uitați cum a fost persecutat. Nu știu dacă am arătat aceasta era Am arătat asta ieri? Nu. No. Ok. Aici, unii oameni, dacă puteți să vedeți, aici sunt doar scenă. De ce? Pentru că Biserica Română Catolică spune, dacă tu vrei să fii iertat, tu trebuie să plătești indulgenți. Indulgenți era așa, ai trebuit să fii. Ai un... Cineva, tata care a murit, da, unde este tatăl tău? A murit, când? Oh, la, la, la. Și când spune ai, a murit, oh, hai grijă, pentru că tatăl tău nu este în cer, nu este în iad, este în purgatorii. Purgatoria este loc care nu este nici cerul, nici iad, este undeva unde, unde poți să fii bătut puțin sau poți să fii calit puțin, ci dacă ai platit ban la preot, atunci în acest moment preot poate să înalță rugăciune, atunci această suflet poate să fie scos din această purgatoriu, să fie aruncat în cer. Dar întrebarea este cum putea tu să se dea seama ca sigur că Bunicul tău acum este scos de acolo. Nimeni nu putea să da dovadă. După ce ai terminat, pune preot întrebare. Oare și străb, bunicul tău nu a murit? Ba da, a murit. Când a murit? Ho, oh, oh, ho, oh. a, Este în purgătorie. Ban. De-aia Martin Luther, când a ridicat, in timpul Tetzel a spus, hei, ce voi faceți nu este bine. El spune, cel nepricanit va trăi prin credință. Era perioada când biserica lui Dumnezeu a fost în pustiu. Uitați, dragi nu numai aceasta, alți a fost aruncat unde era lei. Una dintre lucrurile pe care ei făcea este creștin, creștin, alo, era îmbrăcat frumos cu hainele decente. Amin, dragi amin. Și atunci ca se bat pe ei, ei punea pe ei hainele de desfrinat ca să pot să fi, ca să bat pe ei și să arunca pe ei în loc unde există animalele lei. Și în această timp oamenii stăta pe terasa ca să uite acolo când lei și animalele mergea acolo și se munca pe oameni. Și oamenii care erau pe terasă începea să aplauda pentru că aceasta era forma de, cum se zice, de distracția lor în timpul acesta. Dar Dumnezeu spunea, biserca în această timp a fugit în pustiu. Într-un loc unde a trebuit să fie hranită acolo timp de 1260, alții a fost tras în spatele calului. Și pentru că nu putea să merge cu același viteze cu calul, a trebuit să se controleze, să, să cadă jos și a fost tras până unde ei a murit. Alți au fost ars pe rug. Așa s-a întâmplat cu Ian Hus, așa s-a întâmplat cu Ieronim, așa s-a întâmplat cu um, a, mulți alți care au murit în această loc. Valdens, care ținea sabatul în Italia, în munțile Piedmont. Și în această timp, ei spunea, ascultați cu mare atenție, când era acolo, pastorilor, lor, știi ce facea ei? Mergea acolo, vizita, vizita casa în casa, în casa, în casa, în casa, în casa. Când facea lucrul acesta, nu numai aceasta. Lua tinere. Facea ucenici pe ei. Amin, dragi mei. Și un tiner era legat cu un pastor și mergea, dar nu mergea împreună. Pa, aceasta un tiner a trebuit să asculte glasul unui pastor când ei mergea să face lucrări. M-ați înțeles, dragii mei? A trebuit să merge în direcția diferit. Și în această timp a trebuit să aibă și Biblia undeva în buzunar. Să fie pastor atunci nu a fost ceva, prestigiu, 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 Pre -pre prestigios. Nu a fost. Pentru că ai știut că în moment când tu ești numit pastor, se știe că poți să închide, să sigileze credința ta cu sângele Dar ei căuta, studia Biblia, dar Biblia nu a fost lăsat să fie citit de oameni de rând. În această timp am citit, uitați unde este scris, Papa, Ia, Papa, Ion, uh, Papa Francis, în iunie 25, 2015, Papa cere iertare protestanților valdenți pentru persecuția trecut. Întrebarea este, s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat? Spuneți mi ei. sigur că s-a întâmplat. Era perioadă de pustie. Bisericile lor a fost în pustiu. Asta este timp când biserica a fost în pustiu. Amin, dragi mei, amin? Dar s-a terminat perioada de postiu. Și perioada de postiu a început în anul 538. Acum cred, acum puteți să știți aceasta și pe de rost. Și a terminat anul 1798. Mergem încă o dată să scadem. Asta este 8, 0, 9, 3, 6, 7, 5, 2, 1 0, 1, 1260 de ani. Cu alta cuvinte s-a terminat în anul 1798. Cine a înțeles pe mine până acum? Ok, atunci am ajuns cu biserica. Hristos a luat la cerul la anul 31 și după aceea am intrat în in pustiu și am ajuns până la anul 1798. Încă urmărim biserica lui Dumnezeu. Amin, dragi mei? Amin? Cu alte cuvinte, biserica lui Dumnezeu nu era fost aia care a fost în catedră, care în templu mai, mare, mai luxos, mai... Nu, biserica lui Dumnezeu a fost aia care a fost aici, în munți, în pustii. De ce? Pentru că Dumnezeu ureste pe aia care a fost în templu? Nu! Dar pentru că cei care au fost în templu a spus, noi nu vrem Biblia lui Dumnezeu. Și când au spus că ei nu vor Biblia lui Dumnezeu, cei care au fost în pustiu au spus, noi, vim, noi vrem Biblia și nu mai Biblie. Amin, dragi mei. Lucrul acesta trebuie să înțelegem pentru că biserica lui Hristos pot să fie mic, dar o să triumfa la sfârșitul. Amin, dragi mei. Biserica acum este biserica luptător, dar în curând va fi numit biserica biritor. Persecuția nu s-a terminat. Asta a fost alta persecuție care a trecut. Uitați, dragi mei, haideți acum. Noi lasăm versetul 7 la Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7 până la versetul 12. Nu citesc despre asta. Acum venim înapoi la versetul 14. Cum este scris? Citim împreună. A, și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustiu. Da? În locul ei, unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Uitați, aceasta, dacă ați văzut, Ioan din insula Patmos a venit încă o dată să începe încă o dată unde el a terminat. Nu știu dacă ați văzut aceasta. Haideți împreună. Pentru o vreme, două vreme, și jumătatea de, de vreme. Aceasta o să găsit același timp în cartea lui Daniel. Daniel, capitolul 7, versetul 25. Este scris ca perioada de persecuție va fi o vreme, două vreme și jumătatea de vreme. Haideți împreună, o vreme este un an, două vreme, doi ani. Uh, jumătatea de vreme este jumătatea de ani. Cine a înțeles pe mine? Ok, un an are câte luni? Spuneți-mi. Alo? 12, ce 2 ani? Ok, 24 și jumătate? Ok, are 6. Haideți împreună, hai să adunăm împreună. Aici 2, aici 4. 42 de, de luni. Este clar, dragi mei? Apocalipsa capitol 13, versetul 5. Apocalipsa 13, versetul 5. Vreau încă o dată să dovedeți că este același perioadă. Haideți împreună. Aha. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și, și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Câte luni, dragi mei? 42 de, de luni. Hai să punem în zile 42 de luni ori 30. Haideți un prună 0 aici. 3 ori 2, 6. 3 ori 4, 12. 1260. Nu știu dacă ai văzut că este același perioadă. Cine a înțeles pe mine până acum încă o dată? Mulțumesc! Aici, dragi mei, haideți mai departe. Atunci, cu altă cuvinte, perioada aceasta termina în ce an? Acum știți acum. Termina în ce an? Acum, parcă am rămas singur chiar. Ok, termina în ce an? 1798. No, ok, biserica a ajuns 1798. No, am umblat cu biserica de la Hristos. Am ajuns acum la anul 1798. Acum haideți împreună, de la versetul 13, de la versetul 15, 16. Hai să citim împreună. Uitați ce se întâmplă. Aha, apocalipsa 12, aha, îi s-a dat? Nu, nu, scuze, scuze, apocalipsa 12, scuze. Apocalipsa 12, versetul 15, până la versetul 16. Cum să scris? Atunci, șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Uitați, care este ținta lui Satana? spuneți mi mie? Ca să o ia pe cine? Pe femeia. Cine este femeia? Biserica. Satana nu s-a terminat. Spune, acum, ai, ai să merge, mai, mai, bine să înghite așa, o să descopere că riul volburat, nu mai avem timp, riul învolburat, aceasta arată lupta. Satana a zis ce să facem Valdenți a fost omorit Protestanț a fost numit eretic Ce fos a fost omorit Oamenii care au avut Castle, castle lor a fost luat Oamenii care au fost bogat A devenit saraci În puțin timp Pentru că nu a avut nicio dreptură Același lucru vine încă Data în corindalo. Unde un creștin acum știe orice lucru pe care tu ai. Dacă nu ai pus viața ta în Hristos, oricum va fi luat de la tine. Dacă nu va fi luat de la tine, tu vei fi împreună cu ei. M-ați înțeles, dragii mei? Dacă vei fi împreună cu, cu, ei, sigur, o să rămâne cu lucrurile tare. Dar pentru o puțină vreme, când ușa de har va fi închisă, atunci vine munia lui Dumnezeu fara să fie amestecat cu mila. Nu știu dacă ați înțeles, dragii mei cu alta cuvinte, la sfârșitul de toate, trebuie să există două categorii de oameni. Unii care are semnul lui Dumnezeu, alții care au semnul fiare. Dragii mei, când vorbesc cu voi, unii pot să cred, a, astea sunt povestoare de predicator. Așa s-a întâmplat cu noi. Când noi a predicat, oamenii spun, a, lasă că asta sunt doar povești. Dar când, când această potopă a venit, în fiecare persoană a vrut, atunci s-a ascultat. Numai că atunci a fost prea acum. Târziu. Dragii mei, trăim acum în vreme care este foarte periculos. Satan a încercat să aruncă apa aceasta, să se să, se prinde pe femeia. Și ce s-a întâmplat? Haideți mai departe. Ah, și dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura Ci? și a înghițit râul pe care l-a aruncase balaurul din gură. Da! Și balaurul. Ok, mân... stop! Cu alte cuvinte, cumva femeia biserica a scăpat când a rămas acolo în pământ, amin dragi mei? acolo în pustie. Acolo a scăpat, a fost protejat de cine dragi mei? De Dumnezeu. Dar să nu uitați, există și alți care a murit acolo. Alți au văzut pe copilor care au murit de frig. Nu există încălzire central la munte. Pentru că ei stăteau în peștere. Ei uita la copilor, muria de frig. Și ei spunea, știi ce? Mai degrabă, copil se moare de frig cu temere de Dumnezeu decât să fie în caldura fără prezența lui Dumnezeu. Ei au sigilat credința lor prin singele lor. A știut ce înseamnă să fii un creștin autentic. Amin, dragi mei. Astăzi nu avem nicio persecuție în România. Suntem liberi. Amin, dragi mei. Suntem liberi. Într-o zi o să trebim noi să spunem, era mai bine în timpul aia de pace să facem lucrarea lui Dumnezeu. Dorința mea este aceasta. România trebuie să fie mântuită. Amin, dragi mei. Asta este dorința mea. De aia vorbesc cu voi așa. Când vorbesc cu voi așa, eu știu cineva o să accept. Amin, dragi mei. Cineva o să accept. Cel care vă accepta va fi salvat. Atunci, după aceea, haideți, după 1798, Haideți împreună. Versetul 17. Uitați ce este scris. Apocalipsa. Asta este ultima verset. Apocalipsa 12, versetul 17. Cum este scris? A? Și balaurul. Balaur. Mâniat pe femeie. Ah, a, a scăpat încă o dată femeia aceasta în pustiu. Nu știu dacă ați văzut aceasta. A scăpat femeia. Și acum, haideți. S-a dus să facă război cu rămășița seminței ei. Care? Care păzesc poruncile lui Dumnezeu și, și țin mărturia lui Isus a, Hristos. Dragi mei, cine a înțeles această lucrurile până aici? Ascultați-mă, dragii mei. Biserica Rămasiță, Biserica Rămasiță. Când o să se ridică? Înainte de 1798 sau după 1798, spuneți mie. După! Cu alte cuvinte, pentru noi să știm care este biserica aceasta, trebuie să ridică după 1798. Hm. Și nu numai să spune că a ridicat atunci, biserica aceasta trebuie să aibă poruncile hm. lui Dumnezeu, plus trebuie să aibă marturie a cui, dragi mei, Lui? Ce înseamnă maturia lui Hristos? Apocalipsa, Apocalipsa capitolul 19, versetul 10. Ce înseamnă maturia lui Hristos? Poruncile noi știm cele 10 porunci. Și maturia lui Hristos, ce înseamnă maturia lui Hristos? Haideți împreună. A, și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: Ferește te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închinete, căci mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Biserica, amin? Ce înseamnă mărturia lui Hristos? Aceasta înseamnă Duhul Procie sau spiritul profetic? Care este biserica? Care păzeste cele zece porunci? Care are dul procie? Dragii mei, eu am găsit unul. Dar eu si e tema de acasă. Ca și tu se găsești. Amin, dragii mei. Ca și tu se găsești. Eu sunt adventist de ziua șaptea astăzi. Nu doar pentru că, știi ce, are nume frumos, nu. Este pentru că religia aceasta are logic. Chiar când eu citesc în Biblia, înțeleg adevărul mai clar. Amin, dragi mei, amin? lucru pe care eu fac acum, fac pentru că eu știu ce eu vorbesc, este adevărul. Ascultați-mă, dragi mei. Ultima biserică în Apocalipsa este numit biserica Laodicea. Laodicea, mă laodicea ceva de. Laodicea. La Ce la Ascultați-mă, dragi mei. Ce înseamnă Laodicea? Laodicea înseamnă popor care sunt chemat la judecată. Amin, dragi mei. Care este poporul care vorbește despre judecată de cercetare? Adventist? De ziua a șaptea. Vreau să pune încă o dată altă întrebare, dragi mei. Judecata, când a început? Ascultați-mă, dragi mei. Vreau, vă aici, de aia am spus, este sensibil. Vreau noi să fim foarte atenți aici. Când a început judecata, ascultați cu mare atenție. Când citiți în cartea lui Daniel, Daniel, Daniel capitol 7. Am aratat vouă, există 1, 2, 3, 4 fiare. Una este leu, a doilea este ce? Urs. A treia este ce? Pardos. A patra este ce? fiara cu 10 corne. Și după aceea vine ce? Corn cel mic. Sunteți în problemă cu mine, da? Asta este de la versetul 1 până la versetul 7. Din Daniel capitolul 7. Repet, Daniel Capitol 7, versetul 1 până la versetul 7 vorbesc despre patru fiară. Adică care reprezintă patru împărația. Babilon, Medo-Persia, Grecia și Roma. Și după aceea vine Roma Papal. Este clar, dragi mei. Roma papala care a început când? 538. Și după aceea am terminat când? 1798. Este clar, dragi mei. Asta este versetul 8. Daniel 7. Versetul 1 până la versetul 8. Am ajuns deja la papalitate. Și când mergeți la vesetul 9 și vesetul 10, deja acolo vorbesc despre judecata în cerul. Carțile sunt deschise și judecata a început. Amin, dragi mei. Când începe judecata? După puterea ai corn cel mic. Adică judecata începe după 1798. Iarăși încă o dată, în Daniel capitol 7, poți să dovedește că, dragi mei, biserica ramașiță, trebuie să pornește după 1798. Amin, dragi mei. Apocalipsa, capitolul 12, do am dovedit foarte clar, Biserica Ramașița începe după 1798. Dar trebuie să pazeze cele 10 porunci. Plus maturia lui Hristos, care este Duhul Procie. Și prorocea aceasta trebuie să de sabatul. Amin, dragii mei. Pentru că așa este scris în Biblie. Dragi mei, biserica aceasta o să trece prin timp care este foarte greu. Și timpul aceasta este unde noi suntem gata acum să intrăm. Dar duiți-vă să citesc numai un citat din tragedia viacurilor, care arată-ne noua ce va fi în curând. Vreau să citesc aceasta. Aveți răbdare, numai două minute să citesc. Se poate? Ok, timpul meu deja a ajuns și vreau să, să merg jos, acum să sta jos. Vreau noi să înțelegem, dragme. mei, în cartea lui Sefania, capitol 3 cu 13, acolo este scris despre cum va fi Biserica Ramașița. Ascultați-mă, dragme. La în anumit timp Domnul Iisus Hristos a spus, mulți sunt chemat, dar puțin ales. Dumnezeu a chemat mai mult. Cei care ales vor fi mai puțini. De ce? Cine e să devină? Dumnezeu? Nu! Dumnezeu vrea să, să ca pe toți! Cum putem să știm de lucrul acesta? Fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, a dat pe singurul lui fiu pentru că oricine crede în el să nu piardă. Dar să aibă viața veșnică. Amin, dragi mei? Zefanea 3, versetul 13, spune așa, ascultați, dragi mei, ce va face ramașița? A rămășițele lui Israel nu vor mai săvârși nelegiuire, nu vor mai spune minciuni și nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare, mm. ci vor paște și se vor odihni si? și nimeni nu-i va tulbura. Biserica, amin, rămășițe lui Israel nu va fi cu nelegiuire. Aceasta înseamnă birința asupra păcatului. Dragii mei, cine a înțeles ceva astăzi? A doua întrebare. Cine cred că ce noi am învățat este adevărul? Înainte de a, cita, de a spune a treia întrebare, vreau să citesc pasajul aceasta. Este găsit în Carta Cartea Tragedia Veacurilor, pagina 608. O să spun. Um, capitol 38, care se numit ultima avetizare. Vorbesc despre ultima persecuție pe care noi am vorbit ieri. Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioși care au maturisit credința în solia îngerului a treilea, dar care nu au fost sfințit prin ascultare de adevărul, își vor parasi poziția și vor trece în rândurile împotrivitorilor. Întrebarea este, toți oamenii care, care sunt astăzi adventiți de ziua șapte, va fi mântuit? Spuneți-mi, da sau nu? Și cine este devine Dumnezeu? Nu. Biserica este corect, biserica este adevărat, dar nu înseamnă că toți vor fi mântuiți. Ascultați, mă dragme. mei. Niciodată. Să nu face religia un lucru, ah, și eu sunt credincios, nu! Trăiește viața, de, Christul, de, de viața lui Hristos. Amin, dragme. mei. Lucrul acesta vreau ca să înțelegeți. Pentru că și eu, dacă eu vorbesc și după aceea trăiesc altfel, și eu va fi lepădat. Și voi care ați ascultat, vei fi salvat. Dacă eu nu trăiesc, eu va fi pierdut. Dragi mei, vorbesc lucrurile adevăr. Amin, dragi Și este scris așa. Cum? De ce ei vor fi pierdut Unindu-se cu lumea și împărtășindu-se de spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină. Și când ajungi la încercare, ei sunt pregătiți să alargă partea ușoară, populară, bărbați de talent și cu aspect plăcut, care odinioară se bucurea se bucuraseră în adevăr, îi folosește puterile pentru a amăgi și a rătăcit suflete. Ei devin vrăjmași cei mai aprigi ai fraților lor mai întâi, mai înainte. Când depozitori sabatul sunt aduși înaintea tribunalelor pentru a da socoteala de credința lor, acești apozaziați sunt agenți cei mai eficienți alui Satana de a-i prezenta într-o lumină falsă și a-i acuza și prin declarația mincinoasă și banuele de a-i incita pe conducători împotriva lor. Faptul că astăzi mergem împreună. Dacă noi nu vom sta la adevărul, vreau să spun, dragi mei, vom fi ce mai mare împotrivitor ai oamenii al lui Dumnezeu. Dragi mei, eu vreau să cer ceva pe care probabil, nu probabil, eu știu că nu am cerut lucrul acesta. Dar asta seara vreau să cer. Probabil în mijlocul nostru. Este cineva care spune, Doamne, eu vreau să intre în biserica aceasta, vreau într-o zi să fi botezat în biserica aceasta. Este cineva care este aici, vreau să... Um, dacă se poate, puteți să veniți aici, vreau să înalță rugăciune special pentru voi. Haideți aici pentru rugăciune. Haideți, Haideți pentru rugăciune. Amin. Cei care spune, Doamne, eu vreau să fi botezat în această biserică, Domnul să fie cu dumneavoastră. Amin.

Domnul cu domnul cu dumneavoastră, amin, domnul cu mă bucur, domnul cu dumneavoastră, amin, domnul cu dumneavoastră. Dragii mei, este cineva care vrea să spune, eu vreau, Doamne, eu vreau să fiu împreună cu ei și eu vreau într-o zi să fiu botezat în această biserică. Uitați, dragii mei, eu cheamă pe voi la adevărul lui Hristos. Probabil sunt alți oameni care ne urmărește online care vor și ei să încheie legământul cu Dumnezeu. Puteți să trimiteți mesaj pe această site-ul nostru pe care noi avem. Dorința noastră este, trimiteți și numele și numărul de telefon și să spuneți ce voi vreți. Dragii eu vreau să înalț o rugăciune specific pentru voi și pentru cei care nu au reușit să ridică. Vreau să spun, dragii mei, probabil cineva nu are putere, dar încă spune, într-o timp viitor vreau și eu să fii împreună cu poporul lui Dumnezeu. Dacă ești acolo, poți să ridica mâna unde ești tu, nu o să cheme pe tine să vine aici. Este cineva? Amin, Domnul cu dumneavoastră, Domnul cu dumneavoastră, Domnul cu dumneavoastră și cu dumneavoastră, amin, și cu dumneavoastră, amin. Este cineva care poate să spune în timpul viitor, nu acum, dar în timpul viitor vreau și eu. Amin, dragii mei, vreau, amin, Domnul cu dumneavoastră, vreau în amin. amin, Domnul cu dumneavoastră, și Domnul cu dumneavoastră, și cu dumneavoastră, amin, și, și cu dumneavoastră. Dragi mei, vreau ca în această timp noi să ne rugăm. Hai să ne rugăm, ridicați acolo și voi care sunteți aici, hai să genuncăm, vrem să ne alțăm. Tata nostru care este în cer, o Doamne, numele Tău să fii slavit. Nu avem putere noi dar tu ai toate putere. Ai chemat pe poporul al tău să poți să preda inima înaintea ta. Vrem să cerem în seara aceasta. Copiii ai tăi care au ales pe tine, care deja dorești să fii botezat în această biserică. Te rog, Doamne, scrie numele lor în cartea vieții. Dorința noastră este când tu vei veni pe nori cerul, nici una dintre ei să nu piară. Amin. Dar, Doamne, există și alți care au ridicat mâinile care nu putea să vină aici în fața, Tu cunosc pe ei. Te rog, Doamne, să nu îngabie pe ei să simte rușinos, dar ei să știe că Dumnezeu deja vede inimile lor. Te rog, Doamne, registreze și numele lor în cartea vieții. Vreau să pun înaintea Ta și oamenii care sunt pe internet, care ne urmărește online. Te rog, Doamne, asta nu este lucrurile omenește. Asta este lucrul pe care Duhul Sfânt face în timpul nostru. Vrem să cerem acum ca numele al tău să fie slavit. Mulțumim, Doamne! Acum vreau să pun înaintea ta toți oamenii care au venit și toți care ne-au marit online și cei care au rămas cu întrebările. Doamne, noi vrem să cerem ca și oamenii aia să pot să fie salvat. Să nu îngaduie ca ușa ta de haru să fie închisă până și oamenii aceasta să fie salvat. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ascultă rugăciunea noastră. În numele Domnului nostru Isus Hristos te-am rugat, îți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim, dragi mei, ne întâlnim încă o dată mâine seara, Domnul cu dumneavoastră. O să spune când va fi această perioadă de botez. O să transmită aceasta mâine seara. Domnul să fie cu dumneavoastră. Amin. Hai să luăm încă o dată locurile noastre. Dragi mei, vreau să spune Domnul Iisus Hristos să fie împreună cu noi. Amen. Și în seara aceasta, rog, vă rog, rugați-vă acasă. Rugați-vă acasă și eu mă rog pentru voi, dar să nu uitați să vă rugați și pentru mine. Și eu știu că Dumnezeu va fi împreună cu noi. Amin.